Sigur, sunt o echipă de la București, că da, în primul rând sunt cu echipa orașului, nu știu, așa, nu? Este păcat, cum s-o fi simțit și jucătorii aia pe stadion, când tot stadionul se da pentru echipa adversă. Nu pot să întâlnesc și nu cred că am văzut nicăieri din țară o asemenea manifestare. Că tot veni vorba de unul din sponsorii echipei. Ce părere aveți despre planul de management de la Transgaz, care a stârnit oarecare nedumerie în rândul sindicaliștilor? Eu nu l-am văzut, acum am văzut că înainte a fost un lider de sindicat aici. Singura chestiune care am văzut acolo și mi se pare deosebit de gravă, să spui că constituie un risc, un sindicat dintr-o societate, un risc pentru bunul mers al societății sau a viitorului Transgazului, cam așa scrie acolo, dacă e adevărat ce mi s-a spus, că nu l-am văzut decât ce a prezentat, atunci este foarte grav și cred că asta nu e plan de management. Dacă riscul ăsta e, seamănă foarte mult cu strategia națională de apărare, știți, unde apărea ca risc foarte mare tot acolo, la siguranța națională pe presa. Exact la fel și asta și dacă o corelăm și cu emitătorul la pus, am văzut la televiziune zilele trecute sub mașina unui sindicalist, văd că sunt mai mulți care din asta. Este foarte grav dacă am ajuns după atâția ani de democrație să spunem că sindicatul reprezintă un risc catastrofal. Nu m-am putut. Nici nu mă citesc.